Omenirea suferă de numeroase boli, dar adevărul flagel modern este reprezentat de bolile cardiovasculare. În fiecare an, peste o jumătate de milion de oameni mor numai din cauza atacurilor de cord și orice astfel de atac începe cu o creștere bruscă a tensiunii arteriale. În acest videoclip vom discuta despre 4 metode de scădere rapidă a tensiunii arteriale la domiciliu, precum și despre cum să o scădem în mod permanent. Cum evaluăm tensiunea arterială? Cum o putem reduce rapid? Ce ajută la depășirea hipertensiunii? Ce se consideră tensiune arterială normală? Răspunsul la toate aceste întrebări le veți găsi în episodul de astăzi. Dar, înainte de toate, abonați-vă la canal și porniți clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi videoclipuri de pe canalul nostru. Să începem! Adesea, valoarea superioară, cunoscută sub numele de presiune sistolică, este menționată ca fiind presiunea inimii, în timp ce valoarea inferioară, presiunea diastolică, este asociată cu rinichii. O astfel de legătură între acești parametri și organele interne este fundamental incorrectă. Presiunea superioară indică doar forța cu care sângele apasă asupra vaselor atunci când acestea sunt umplute, în timp ce presiunea inferioară reprezintă presiunea din timpul fazei de repaus a mușchiului cardiac, deoarece vasele noastre de sânge sunt elastice, valorile presiunii superioare și inferioare pot fluctua fără a reprezenta un risc pentru sănătatea noastră. Cu toate acestea, dacă acestea depășesc intervalul normal, există pericolul de rupere a vaselor de sânge din organele interne, ceea ce duce la hemoragii grave și uneori la deces. Ce tensiune arterială este considerată normală? În mod tradițional, aceasta este definită ca fiind 120/80, dar în ultimii ani se vorbește tot mai mult despre o tensiune arterială sigură în intervalul 140/90. Tot ce depășește acest interval este clasificat drept hipertensiune arterială și se încearcă tratarea acesteia. Apropo, mai există un alt mit. Dacă o persoană se simte bine cu tensiunea arterială ridicată, aceasta este considerată norma sa personală și nu este nevoie să se străduiască să o scadă. Cu toate acestea, faptul că ne simțim bine într-un astfel de caz este doar un mecanism compensator al corpului nostru și nu ne protejează împotriva riscului de atac de cord și accident vascular cerebral. Chiar dacă reducerea tensiunii arteriale în acest caz duce la disconfort, aceasta trebuie făcută treptat pentru a permite organismului să se adapteze la noua condiție. Cum să scădem urgent tensiunea arterială? Tratamentul pe termen lung a hipertensiunii arteriale implică administrarea regulată de medicamente antihipertensive prescrise de un medic. Trebuie să se înțeleagă că alegerea medicamentelor va depinde de sensibilitatea individuală a pacientului. Un rol important îl joacă și stilul de viață al fiecăruia. Dar ce ar trebui să faceți acasă dacă tensiunea arterială crește brusc, iar pastilele nu vă ajută sau vă oferă o ameliorare insuficientă? Există 4 modalități simple de a rezolva această problemă. Prima metodă constă în băi calde de picioare sau de mâini. Umpleți un vas cu apă fierbinte la o temperatură de aproximativ 45 de grade Celsius și scufundați-vă picioarele sau mâinile în ea timp de 10 minute. Acest val de căldură va face ca vasele de sânge să se dilate, permițându-le să găzduiască mai mult sânge și scăzând astfel tensiunea arterială. Nu contează atât de mult dacă este vorba de picioare sau de mâini, dar adesea picioarele sunt considerate partea corpului care poate favoriza circulația în întregul organism. A doua metodă de normalizare a tensiunii arteriale este respirația profundă. Aceasta este deosebit de eficientă atunci când tensiunea arterială crește brusc din cauza stresului. Întindeți-vă pe spate și respirați lent și adânc, numărând până la 5, apoi expirați pe aceeași durată. Încercați să respirați astfel încât să vă umpleți abdomenul și puneți mâna pe stomac pentru a-i monitoriza mișcarea. Repetați acest exercițiu timp de 35 de minute. Știm că ai grijă de sănătatea ta și sperăm că videoclipurile noastre te-au ajutat să rezolvi multe probleme. Feedback-ul dumneavoastră este valoros pentru noi și vă citim cu atenție comentariile, ținând cont de ele atunci când pregătim noi videoclipuri. Abonează-te la canalul nostru și lasă-ne comentariile tale! Printre remediile pentru scăderea rapidă a tensiunii arteriale există o parte dintr-o crenguță mică zdrobită a unei anumite plante. Se toarnă apă clocotită pentru frunzele acestei plante timp de 10 minute, apoi se strecoară și se bea. Totuși, țineți cont de faptul că menta poate spori eficiența medicamentelor antihipertensive, așa că această metodă trebuie folosită cu prudență în timpul administrării de pastile. Un alt remediu natural pentru tensiunea arterială care poate fi găsit în orice farmacie este valeriana, o pastilă. Pastilă din acest sedativ popular poate ajuta la scăderea tensiunii arteriale în situații de urgență, datorită capacității sale de a reduce ritmul cardiac.
Este demn de remarcat faptul că toate aceste metode sunt potrivite pentru asistență de urgență pe termen scurt. De asemenea, ele sunt convenabile pentru a se combina între ele atunci când se confruntă cu vârfuri de tensiune arteriale. Cu toate acestea, pentru a aborda pe deplin problema hipertensiunii arteriale, este necesar să se schimbe stilul de viață. Iată câteva schimbări care pot scădea eficient tensiunea arterială pe termen lung. Pierderea în greutate. Fiecare kilogram de pierdere în greutate poate scădea tensiunea arterială cu un punct pe sfigmomanometru. Activitate fizică regulată. Practicarea de exerciții active, dansul sau chiar și o simplă plimbare de o jumătate de oră în aer liber în fiecare zi poate scădea tensiunea arterială cu 5-8 puncte. O dietă echilibrată. Creșterea aportului de fructe, legume și cereale integrale, reducând în același timp consumul de alimente procesate, alimente bogate în grăsimi și alimente prăjite, poate reduce tensiunea arterială cu 11 puncte. Limitarea consumului de sare. Restrângerea consumului de sare la maxim 5 grame pe zi poate duce la o reducere cu 5 puncte a tensiunii arteriale. Evitați alcoolul și fumatul. Este recomandabil să vă abțineți complet de la alcool și fumat, deoarece acestea pot avea un impact semnificativ asupra tensiunii arteriale. Gestionați stresul. Stresul este adesea un factor care contribuie în mare măsură la creșterea tensiunii arteriale, așa că este important să evitați și să gestionați stresul. Găsiți mecanisme de adaptare sănătoase și tehnici de relaxare pentru a menține sub control nivelul de stres. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Cum vă ocupați voi personal de tensiunea arterială ridicată? Ce metode rapide de scădere a tensiunii arteriale cunoașteți? Scrieți-ne în comentarii metodele voastre și împărtășiți acest videoclip cu familia dumneavoastră și nu uitați să vă abonați la canal. Iar noi ne străduim să împărtășim remedii utile și accesibile din medicina populară tuturor celor care pot beneficia de ele. Pe curând!